O altă părere vom asculta imediat acum de la Ala Donțu. A fost și ea pe la Eurovision, a făcut show-uri, a avut artist de Eurovision și precis a stat cu ochii. Ai văzut și postările oamenilor și de una și de alta. Tu te-ai uitat? Da. M-am uitat și mai mult decât atât, vreau zic. Noi ne-am adunat toată echipa, avem deja o tradiție să ne vedem cu toții în interiorul studioului și să privim show-ul. Ce vreau să zic în primul rând este că noi toți plătim impozite și din impozite se achită televiziunea publică Moldova 1, care deodată începe acolo, nu mă deranjează. Pe stream mergea foarte prost, vedeam cadre întrerupte, băi, de-am avem atâți ani, chiar nu se poate de rezolvat problema asta cu stream-ul și cu... E clar că o să aveți rating-uri și noi să ne uităm la voi. Permiteți-ne să ne uităm la voi normal. Încep să mă întristeze chestia asta. Nu mai zic despre restul, că iar o să iasă urât. Hai zi! Nu zic, că până la anul o să uite! Nu, că nu s-a rezolvat nimic de atâți ani și nu cred că o să rezolve. Pe de altă parte, vreau să remarc faptul că mi-a plăcut foarte mult cum arăta scena. Și mi-a plăcut ledurile, dar josul nu mi-a plăcut. Podeaua, bine, cred că nu le-a ajuns o bucățică de buget ca să mai îmbunătățească și acest aspect. Și probabil tu ești om de televiziune și tu știi, poți să eviți anumite unghiuri, dar în cazul lor nu, iarăși nu s-au evitat unele momente. Și eu vreau să mă audă televiziunea Moldova 1. Eu vreau să mă audă, pentru că eu am întotdeauna de spus ceva dânșilor. Chiar atâția ani voi puteți face cele mai mari rating în țară datorită faptului că aveți acest show și noi să ne uităm și să ne bucurăm pentru asta. Niciun efort, nu văd o îmbunătățire în sensul ăsta. Adică nu. Dar artiștii plătesc foarte mulți bani. Eu vreau să zic că artiștii... Că să facă piese, că să facă show-uri. Artiștii sunt cei mai, hai să zic așa, cei mai interesați. Interesați pe de o parte, dar defavorizați pe de altă parte. Și îți explic de ce. Oricare dintre ei l-am fi luat acolo, excluzând capacitățile vocale, pentru că unul cântă mai bine, unul cântă mai slab, unul este începător, altul este profi. Oricare dintre ei au investit, au fost prezenți acolo și, de fapt, greul cel mai mare este pe umerii lor. Pentru că ei fac posibilă această emisie și interesul nostru. Știu că avem ce vorbi, cum să răspundă și slavă Domnului. De asta eu nu pot să-i critic pe artiști, pentru că eu îmi dau seama ce efort depun ei, câte cheltuieli au. Pentru că eu știu că până și fumul vine artistul cu fumul lui, ceea ce mi se pare o anomalie totală. Pot să fac repede o remarcă aici. M-a bucurat că la Gordienco era presupus că vor fi două pastile de fum. Una la primul show și a doua la alt show, la final. De final. Eu n-avea să mă gândesc mai eu și a doua pastilă, adică pentru final. Eu n-am văzut prestația ei de final, că eu am văzut a doua zi pe net. Da. Pentru mine, Natalia Gordienco este un artist complex, format, simpatic, autoritar, talentat. Deci sunt un milion de lucruri pe care eu vreau să le remarc. Eu știu sigur că ea știe să-și organizeze lucrurile, știe să facă așa ca să fie numărul unu. Dar dacă aș fi fost eu în locul ei, având toate aceste capacități, nu mă băgam niciodată în povestea asta. Și zic și de ce. Pentru că a merita iubirea publicului este o leacă alt drum decât cel pe care îl parcurge dumneaei. Știu că pe internet este destul de multă murdărie, care nu cred că trebuie de aruncat în capul unui om. Eu îmi dau seama ce muncă a depus ea. Dar asta nu e despre dragoste. Deci, dacă ea este ok să-și împlinească visul să meargă la Rotterdam și să cânte și să reprezinte țara și e ok cu tot hate-ul pe care poporul sau publicul care se uită la Eurovision îl aruncă asupra ei, eu sunt ok cu asta. Dar de fiecare dată câștigătorul e atacat, nu? Nu întotdeauna. Ți-ai minte la Zdub ce fericiți eram când au plecat? Sau Natalia Barbu când a plecat ce fericire era? Sau eu, de exemplu, eram super happy când au plecat Sunstroke Project și pare mi se tot la voi în platou am pariat că va lua locul 3 și au luat locul 3. Adică sunt proiecte care cumva te fac să-ți înflorească inima. Eram foarte mândră pentru Aliona Mun atunci în final când ea a avut show-ul. Știu că cineva o critica, dar eu am susținut-o foarte mult. Mie mi-a plăcut prestația ei. Pașa Parfeni, minunat. Dar asta în trecut. Acum hai să vorbim ce se întâmplă la noi în momentul de față. S-au stârnit tot felul de valuri. Dacă ar fi să vorbesc din punctul meu de vedere, unii
unica prestație care mi s-a părut demnă de o scenă internațională a fost a lui Max Zavidea, în umila mea opinie, iertați-mă. Și de ce Max Zavidea? Pentru că totul era ca la carte, ca și cromatică, piesa cu gust, stilată, voce, n-am auzit o notă falsă, poate n-am fost atentă, dar cel puțin foarte bine interpretarea. În același timp, cu mișcare? Exact. Și cumva, și el e un băiat super simpatic și mi se pare că publicul, iată-l vedem chiar acum, publicul ar fi foarte mult apreciat. Mi se pare un nivel, hai să zicem, demn de standarde europeane. Mi-ar plăcea să văd din partea Moldovei o față frumoasă. Da. Chiar dacă eu personal cu Maxim nu pot să zic că suntem neamuri sau ne iubim sau tare ne pupăm în general, așa abia ne cunoaștem în ultima vreme, adică nu pot să zic că sunt foarte subiectiv acum, totuși eu mă uit la el ca la un artist, nu din punct de vedere că suntem dintr-o tabără. Și deși, de exemplu, Gordiemco este foarte dragă ca și om, nu pot să spun acum că pot să zic despre show-ul ei că a fost mai pe sufletul meu. Ei, și piesa, apropo, nu-mi place piesa Nataliei. Dar piesa cui ți-a plăcut? Uite, show-ul sau prestația? Îmi place piesa lui Pașa, Parfenii. E o piesă pe flair, doar că nu știu dacă e chiar tocmai de Eurovision, adică au mai fost în așa stilistică, da. Dar îmi place piesa lui Pașa, este cea care îți intră în cap cumva, da, mă prinde. Și mi-a plăcut show-ul băieților de la Tiraspol. La Geron. Da, la Geron. Și mie. Mi-au plăcut colorați, degajați, da, și așa un sex appeal. O energie de aia care... Exact, ți-a plăcut și ție? Da, da. Pentru mine, Maxim Zavidea ar fi fost pe primul, Langeron în top 3. Top 3, neapărat. Da. Erau două voci feminine, alea ABBA. Da, da. Iertați-mă că scăp acum... Portărescu și fetele cu ochii bufate. Exact, foarte bine cântau fetele alea, adică voci foarte bune. Dar în rest nu pot să remarc nimic, pentru că piesa prea veche... Show prea desutilizat, coafuri care nu mai sunt în trend momentan, adică diademe, chestii, adică, dar fetele super talentate, vocile super faine. Te-am înțeles. Și a mai fost o prestație care mi-a plăcut în show-ul Tears, se numea piesa. Nu știu, nimeni n-a fost atent. De fapt, piesa era construită pe vocea ei și vocea fantastică. Eu visez, pot să o imprim vreodată vocea aia, extrem de frumoasă. Eu sunt sigură că acum toți participanții la Eurovision oricum s-au uitat la emisiunea de astăzi, așa că pregătești, primești telefoane. Mersi tare mult pentru prezență și pentru opinii. Până la urmă putem să ne exprimăm cu toții. O faceți asta pe Facebook, o faceți în jurul meselor la cină. S-a decis dacă se vor mai umbla și la voturile care nu s-au primit din partea unui prestator de servicii de telefonie mobilă. Urmează să vedem, o să vă ținem la cont și o să le aflați pe toate.